Furgi, nu știu cum te cheamă. Vino încoace, veniți amândoi. Doamnelor și domnilor, Maria Ilioiu de la New York împreună cu iubitul ei real de 4 ani de zile. Bună seara! Cum te numești? Andrei. Andrei, îmi pare bine să te cunosc. Cine tu? Așa, Maria, pune mâna pe situație. Ăsta n-a sunat bine. Ajută băiatul. Ce faci, Andrei? Mulțumesc bine. Îți place la noi? Foarte mult. De fapt, a doua dată, dar am... prima dată aici, în acest perimetru. Un pic mai sus microfon. Prima dată acest, în acest perimetru. Așa, ai mai venit în culise? Sigur, o singură. Uh-huh. O susții pe Maria? Cu sufletul meu. Eu sunt curioasă, ce vine ea și-ți spune acasă după o ediție Bravo Ai Stil? Începe vorbim a doua zi, că după o ediție Bravo Ai Stil nu prea îmi spune nimic, pur și simplu se întâmplă această mișcare și... Cade! Sfărăit într-un minut. Sfărăie Maria noaptea? Sfărăit la... Vorba vine. Am înțeles. Și a doua zi, ce zice a doua zi? Povestește cum a fost, este foarte încântată și eu mă bucur foarte mult alături de ea. Și mă susține. Pe care am văzut-o și te susține, nu? Tot sufletul și sper să iasă bine. Știu că va ieși bine. Mulțumesc tare mult, Andrei. Te rog să o mai pupi o dată pe Maria, să mai... Ete, nu s-a văzut nimic ce mă enervați, nu știu și voi cum e la televizor. Mulțumesc tare mult, Andrei. Maria, vino aici lângă mine. Da. Sunt momente unice, de-aia îmi place mult competiția asta, pentru că, uite, mă întâlnesc cu tot felul de situații și de oameni care îmi fac plăcere. Bianca, hai să revenim un pic la lucrurile care se întâmplă între voi și în special în culise. Maria, nu gândește Bianca înainte de a vorbi ceva? Da, dar dacă spune o aberație, înseamnă că... Da, nu era o aberație, bineînțeles, era o glumă, vorbeam despre tatuajul ei de aici și am zis, mamă, oare când ți-a făcut tatuajul nu ți-a înțepat și să-ți explodeze sânul? Dar evident era o glumă. Ai o glumă expirată? Da, evident era o glumă și ea s-a luat sincer, că adică... mi-a spus că să gândesc înainte să vorbesc. Nu, îmi vine să cred că tocmai tu spui asta, adică... Știu că vrei să te ceri cu mine, dar e foarte greu că n-am... Vrei să spui că eu nu gândesc înainte să vorbesc? Da, exact. Și cred că majoritatea fetelor de aici... un exemplu care eu nu am vorbit înainte să vorbesc. Majoritatea fetelor de aici au aceeași părere, că tu chiar vei să te ceri cu toată lumea. Și ai găsit momentul să mă iei și pe mine la rost. Auzi ce scrie pe asta aici, pe tatuajul la Maria aici? S-a spart Maria sau nu? Dar noi gândim înainte să vorbim, cum să se spargă? Tu chiar așa gândești că s-o sparge? Gândim înainte să vorbim, tu atât să gândești înainte să vorbești, în general. Erau acolo fete, trei fete cu implanturi și deci niciuna nu s-a simțit. Deci tu mă iei pe mine la mișto printr-o glumă. Era și eu încerc glumă, să mă cer cu toată lumea. Dar, glumele okay. sunt pentru oameni mai inteligenți care pot bun, înțelege da? O glumă, într-adevăr. Deci, domnișoarele... O încearcă cu niște glume cu mine, iar eu, pentru că le răspund, eu caut conflicte cu toată lumea. Erau trei Bianca fete acolo care aveau implanturi și blana asta, sincer, nu s-a simțit. Păi poți să pleci dacă ți-e cald. Păi n-am cum să plec, că trebuie să fiu jurizată. Tu pleci, tu nu respecti jurații, păi nu respecti publicul, nu respecti pe nimeni. Tu ai zis că ți-e cald și toate cele, că nu vrei să asisti la discuție, nu o să mă asista. Eu zic pe viitor să încerci. E foarte greu să te cerți, eu nu o să mă cer cu tine, nu mă cobor, cum a spus și Raluca, că am foarte mult de coborâri. Asta, că și Raluca a spus mai devreme. Da, chiar vrea să se certe ăsta. Cu toată lumea, era clar. Da, eu glumă, vreau să mă cer. Și am continuat spunând că poate explodează și în avion și erau și Dea și Gina care și ele au implanturi și ele nu s-au simțit în niciun fel jignite sau ceva de genul. Ea a luat-o personal și mi-a spus că eu da, poate le iau eu personal tu din moment ce tu spui mie lucrurile astea. Care tu, tocmai tu. Sincer, în primul rând, măcar dacă era o glumă, să râdem, că e normal, e un divertisment. Spune drăguța mea glume, să râdem, fii da? Și tu amuzant, păi zici nu știu ceva. La ce râzi tu. Na, păi, nu știu dacă râzi la glume. Cu toții râdem dacă e ceva amuzant. Da. Ce să mai... Ce să... Mă lasă rece, Bianca. Să-mi zică ea, asta e cea mai tare, să-mi zică ea că nu se coboară ea la nivelul meu ca să facem un conflict. Păi de ce cauți un conflict? În primul rând, într-adevăr. Ea, v-am zis, trebuie să urce undeva și a urcat doar în turnul Eiffel, la înălțime, atât. Acolo ai rămas. Să-mi spui și mie care este nivelul tău. Aici?
sau aici. Eu zic că e aici. Pac. Eu, de exemplu, de ce nu-mi permit fetelor? Păi tu n-ai cum să-ți permiți să faci glume cu mine. Vrei să te mint? Și tu de ce-ți permiți, draga mea? Permit eu. Cine ești tu? E, cine, dar ești tu cine ești? Fată de mafiot? Cine, cine ești tu? Hai să vedem. Cine ești tu? Păi, dar eu nu am auzi, spus că erai sunt cu cineva. Tău când erai inspită pe eu insulă? Sunt o femeie interesant. Foarte modestă. Nu sunt atât de superioară ca tine. Nu există înțelegi? Atât de superioară. Da, nu superioară. Sunt superioară. Atât de... atât de... Deci ideea a făcut o greșeală. Da, am făcut un... A făcut mai mult. Da, toți facem greșeli. Păi, și atunci ideea de ce e proastă că a făcut un dezacord și s-a și corectat. Dar, asta spuneam deci și eu. Superior este superlativ. Într-adevăr, da. Am spus atât de superior. Este o greșeală până deci și marele Mihai Eminescu a făcut un pleonazm. Când păi a spus coborii jos, care a fost acceptabil. Dea, vrei? Sunt niște greșeli care sunt acceptate. Interesantă comparația asta. Cu toții greșim. Eu ți-am spus ție, când ai greșit gramatical, nu arăta cu că e urât și nu toți face greșim. Nu trebuie atunci să te ataci. Da, normal, toată lumea are ceva cu ea. Nu, da, toată lumea are ceva cu ea. Ea nu are nimic cu nimeni și noi fiecare avem ceva cu ea. Deci toate pe rând avem ceva cu ea. Și o să și invidioasă pe silicoanele ei, de fapt, și... Că eu n-am bani, eu sunt sărăchie. Eu n-am bani să-mi pun și aia a fost. Da, Gina? Unde ar purta ținut asta la da, asta vreau să întreb și eu. Era eu curioasă. Unde te duci în această seară? Am un concert. Sunt sosia lui Cardi B. Bun. Și am un concert subacvatic. Da, subacvatic. Nu? Cum? Urmările cu Blana. Am zis așa la mișto, da. Blana la New York e groasă. Subacvaticul, da? Cum vreți voi, dacă vreți, e acvatic, subacvatic. Într-un submarin. De aia îți place ținuta? Deloc. Deloc? Absolut deloc. Se pare că e costumată, într-un costum de BDSM, ieftin. Nu-mi plac nici știi măcar ce în oraș, cizmele. În ce oraș ai reținut, în ce oraș sunt? Tocmai că am reținut. Ce oraș? New York. Așa. Hai să nu mai pronunțăm că nu-i facem cinste. Am vrut să văd dacă știi. Nu, dar nu-i faci cinste, adică nu... Da, așa continui. Se pare că sunt umblă în orașului, nu-i face cinste orașului. Nu, mi se pare că n-are nicio legătură cu nimic. Poate doar dacă se duce să danseze un dans foarte sexy într-un ți-am bordel. Spus, dacă sunt, am un concert, am un... A, la bordel ai zis? Din New York, dacă aia era povestea, da. Dacă tu consideri că ăla este stilul tău unul porno, pe cuvântul meu, eu când te-am văzut așa îmbrăcată, am crezut că vii și dansezi la bară. Bun, deci ținuta nu e pe placul fetelor, dar sunt curioasă ce vor spune jurații, pentru că în sfârșit Maria a venit. Sexy! Hai în fața lor! Of! Bună! Bună! Bună și când am spus asta, nu te-am salutat. Hai să comentăm de repede. Mi-aduce aminte de varianta mai mult mai săracă și mai cheap și din toate punctele de vedere mai nasoală, Pretty Woman. Era în America, dar nu la New York. Este o ținută oribilă din punctul meu de vedere. Blana nu-mi place, ținuta nu-mi place. Nu pot să jurizez o astfel de ținută. Ești ultima, mă așteptam... Măcar la tine da, să văd ceea ce îmi doream. Da, vreau să fac ceva pe genul da, Cardi nu pe B, nu dacă pe... mi-a ieșit bine, dacă nu, York, tot da. Bine. Da, mă, da, am vrut-o să vină așa. Așa cum? Noi am spus tot timpul să vină sexy, să vină așa cum e ea, cum se simte ea bine, ea trăiește. Sunt mai multe variante prin care poți fi sexy. Eu am fost cel care i-am spus Mariei să vină sexy, pentru că ăsta e tronsonul care o avantajează. Dar nu a înțeles ideea de sexy, vezi? Sexy nu înseamnă să fii, să mergi către zona aia interzisă copiilor sub 18 ani. Sexy înseamnă feminitatea dusă către sexualitate și senzualitate. Ori ea în seara asta a greșit flagrant. Tatuajele, felul în care s-a îmbrăcat. Lasă că de foarte multe ori Cardi B este invitată la săptămânile mode de peste tot, dar a ajuns ea Nicki Minaj. Să facă imagini unor case de modă foarte mari. Cardi B face reclamă pentru niște case de modă foarte mari. De ce suntem împotriva faptului că e adevărat, este o sexualitate exacerbată ceea ce prezintă Maria astăzi? Da. Dar îi vine bine.
care e diferența între ținuta ei și faptul că Nicki Minaj a pozat pentru... Lasă-mă că, uite, din cauza ta... Cum îl cheamă? Steven Klein, fotograful Steven Klein. Din cauza unor femei sau unor bărbați care judecă ca tine, scuze-mă, Maurice, a ajuns una ca și Kardashian, care are fundul atâta, să fie talon de frumusețe. Lăsați-mă în pace, bă, bune. Asta nu înseamnă că trebuie să-mi placă Nicki Minaj, că poți să-i lasă sau că ție Nicki Minaj. Dar la nivel mondial, eu știu că și pentru asta vom plăti, pentru faptul că aceste fete Kardashian s-au ajuns unde au ajuns, pentru asta sunt generații care vor plăti. Cum adică sunt generații care vor plăti? Toată familia Kardashian fac miliarde pe nimeni. Un întreg sistem de valori s-a întors cu susul în jos. Și la ora actuală e suficient să-ți injectezi, să-ți faci un fund cât masa ca să devii ce? Bine, dar fii atent. Lansă-te cu o casetă porno. Păi cum să-mi plac așa ceva, dar nu-mi permite educația. Dar eu zic altceva. Acum vorbim așa. Cardi B, Nicki Minaj. La toate săptămânile mod de la Haute Couture, care este îmbrăcată și pupată în fund, da, de cele mai mari ca de modă. Irelevant. Pentru că și ele au fost umflate cu pompa și de-aia, iar aia sunt imbecil. Dar ești de acord asta că la cele mai mari case de modă au ajuns bărbații să poarte rochii și că nu mai știm, nu ne-am tâmpit pe atunci Raluca, Rochița cu păsărică, Rochița cu găinușa. Ce-a făcut Cianu? Găinușa, unde-i găinușa? Asta vrei să-l învățăm să poarte rochițe cu găinușă, prietenul? De ce nu l-ai adus pe iubitul tău în rochița cu... Mie îmi place sexualitatea pe care o promovează genul de vedete cum este Cardi B. Tine. Poftim și nota ca să nu mai avem discuții. Și place și cum ești îmbrăcată. Am zis. Astăzi ea a venit fiind ea. Ținuta pe care o purta îi plăcea. Și mie îmi plăcea. Bă, vă spun sincer. Mie îmi plăcea ținuta. Dacă aș fi avut corpul, m-aș fi îmbrăcat așa. Sincer, 100% m-aș fi îmbrăcat așa. Eu nu am cum să notez ținuta asta, pentru că e o ținută care mi se pare vulgară, Maria. Ador să văd oameni îndrăgostiți, te felicit că ai o relație superbă cu un băiat foarte drăguț, dar îmi pare bine că ai venit cu el în platou, când l-ai prezentat, dar aici totuși e vorba de un styling. Aș purta. Păi, poartă, dragă, păi unde mai pleci, vreasc, bătrân, unde pleci așa? Păi, dar eu intram pe ușa asta așa îmbrăcată, dacă aveam corpul ei astăzi aici, și de-aia nu mai puteam eu că-mi spuneați că sunt bete. Nu gata, Raluca, gata. Nu mă îmbrăcam eu așa. Raluca, gata, că ești așa. Te încălzi de la blana, așa, te cunosc. Zi tu că mă cunoști. Gata. Nu mă îmbrăcam eu așa. Relaxează. Pleca. Unde plecai? Dar ai înțeles că așa merg pe stradă? N-am înțeles că mergi pe stradă, am înțeles că mergi la New York, undeva unde, nu știu, ești soția lui Cardi B. Dar chiar și așa, are concert. Dar nu mă interesează, chiar și așa, uite, și eu fac styling, n-aș îmbrăca nicio cântăreață așa, poate să vină mama lui Cardi B la mine, i-aș găsi o variantă de sexualitate, i-aș găsi o variantă de whatever ce vrei tu, dar nevulgarizată. Și nota ta? E, nota. Ce notă ai dat ea? E, rahat. Ia, Cătălin. A ieșit ultima, are cea mai mică notă din concursul ăsta. A, stai. Dar tu, pisii care ai spus de la începutul competiției, vino tu, vino sexy, vino tu. Uite că a venit. De ce ai dat unul? Acum ce o să mă înțeleagă? De mâine vine iarăși, deci babă obosită, legată la cap. Ia uite părul ăla așa. Asta nu înseamnă sexy, asta înseamnă porno. Punct. Păi și ne deranjează? Porno ca stil nu există. Nu educăm să vină publicul și fetele astea îmbrăcate în stil porno. Nu. Ia uite-o cum mi se face. Asta există programe speciale. Mi se vede pielea mie. Nu ți se vede nimic. Unde este porno? Sincer, am niște cifre, sunt acoperită. Haide să nu mă jigniți acum, că nu am venit aici la altă emisiune. Haide să, că mi-ai spus că am venit la altă emisiune. Nu ți-ai spus asta. Păi voi îmi spuneți-mă de o săptămână întreagă să vin în zona sexy și acum când vin sexy sunt vulgară. Când v-am spus că eu dacă vin sexy, fiind având corpul ăsta, o să par că sunt vulgară, a spus nu. Uitați, am venit să vă arăt fix că eu, având corpul acesta, nu pot să fac modă pentru că... Având corpul ăsta tot, te-ai îmbrăcat fix în data... Chiar nu pot să fac modă. Ok, nu... Așa și eu ce ar trebui să înțeleg din asta? Bine, să nu vin nici sexy, să nu vin nici babificată. Ca să ne contrăm gând mai tare. Nu, sincer, eu nu vreau să mai vin. E, știi treaba ta, acum. Ia uite, te-ai supărat și tu. Ia o dămână pe, cum o cheamă, pe Bia și nu mai, vreți, nu mai veniți, că parcă nu poți să vină și altele. Sincer, văd că aveți cu cine să facem misiune. Categoric avem cu cine să facem misiune. Ia uite, mă ameninți acum sau ce? Ia uite, brâul, trece râul. Nu, dar asta din gura voastră, să știți că nu-mi place. Când venim pe sexy, nu, de Maria, ce ar veni nu, sexy? Nu, 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 fii atent. Nu știu ce înseamnă sexy și nu ți-am spus că tu ești... Ți-am spus este stilul porno și pentru asta există canale. Cum facem? Că se cam contrazic, adică un jurat mi-a dat notă maximă
și alții mi-au dat notă minimă. Adică se cam, dacă știam că o să devină o polemică acest lucru, ați văzut că au avut așa o polemică, unul ținea cu mine, unul nu ținea, nu știu. Nici nu mai încercam această variantă. Eu aș vrea doar să nu mai iau din gura niciuna dintre voi vreodată. Eu părăsesc această competiție. Voi sunteți mai mult decât luptătoare. Sunteți mai mult decât toate concurentele care au participat la Bravo Stil în orice sezon. Pentru că voi sunteți deja vedete. Nu aveți cum nu vă convine ceva repede, am plecat acasă. Pentru că voi trebuie să dovediți publicului mai mult decât oricare altă concurentă de până acum că puteți face performanță de neegalat. Deci performanță de neegalat, Maria. Nu am venit aici să-mi strice cineva imaginea. Dar nu strică nimeni imaginea. Dar ce imagine ai? Stai puțin și ce să stric eu? Nu ți-am stricat eu acum imaginea. Și scuză-mă, ia că m-am enervat. Ce imagine ți-am stricat eu ție acum? Și ce ți-am spus? Ți-am spus că ai un stil porno. Doi, ce imagine ți-am stricat eu ție astăzi acum? Astăzi, în gală. Care imagine ai tu? Ești cu vreo mare cântăreață și o mare actriță care a venit aici și am stricat imaginea. Te respect, te-am respectat, te-am apreciat, te-am lăudat, am spus că ești frumoasă, m-am uitat și la insula acolo, de mi-a venit rău. Ce imagine ți-am stricat, domnișoară? Și cum a fost? Păi eu știu, numai tu știi. Păi eu te-am întrebat. Realitate. Filmate, dacă nici nu mă interesează, acum nici nu mă mai interesează. Și atunci... La început mă interesează, ai venit cu iubitul tău, nu mă mai interesează. Mi se par, jurații mi se par ca niște copii de 5 ani, sincer. Să le aduc ce mi-au cerut și atunci nu e bine. Ok. Maria, acestea au fost notele din partea juraților. Vorbește și cu cei de acasă, te rog. Dragii mei, eu atunci când vorbesc cu voi nu sunt o mimoză, nu încerc să par altcineva decât sunt. A venit Maria să rupă prăvălia, votați-mi 2 la 1-2-0-6. Susțineți-mă, am nevoie de voi. Astăzi, într-adevăr, am fost prea sexy pentru gustul altora, dar știu că voi mă iubiți și vom ieși și din această zonă. Vă pup! Mulțumesc, Maria!